Sunt Tatiana Ițco și asculți cu dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Invitată acestei ediții este secretara de stat a Ministerului Justiției Republicii Moldova, Veronica Mihailov Moraru. Cu o frumoasă carieră în avocatură, dar și cu multiple implicări în rol de expertă și consultantă în cadrul proiectelor din domeniul drepturilor omului, Veronica Mihailov Moraru este convinsă că profesioniști, onești și perseverenți sunt cei care produc schimbările spre bine, iar cazul ei este un exemplu în acest sens. Vă invit să o descoperim pe secretara de stat Veronica Mihailov Moraru dintr-o perspectivă mai umană. Să aflăm nu doar de ce nu este deloc ușor să fie avocat în Republica Moldova sau despre reforma justiției care întâmpină o rezistență destul de mare, dar și despre ce o motivează în ceea ce face sau ce își dorește să realizeze în continuare. Acest episod este gândit și moderat de invitatul gazdă Cristian Gologurski, student în ultimul an la Colegiul Mihai Eminescu din Soroca. În acest an, Cristian urmează să decidă în ce domeniu să-și înceapă cariera, iar jurisprudența este una din opțiuni. Cristian este unul dintre câștigătorii concursului de SEO realizare de plină a drepturilor omului precondiție pentru edificarea societăților echitabile organizat în cadrul proiectului Consolidarea Eficienței și Accesul la Justiție Moldova, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Suedei. Ca partea proiectului, organizatorii și-au propus ca tinerii să trăiască experiența realizării unui podcast cu o personalitate din domeniul drepturilor omului, pe care să o întâlnească și cu care să discute ceea ce, ce interesează. Ce v-a determinat să deveniți avocat? De fapt a fost cred că un cumul de circumstanțe care m-au îndreptat în direcția asta. Și nu regret, m-am dus la drept, făcut dreptul, chiar mi-a plăcut și apoi trebuia să aleg specialitatea. Eu din timpul facultății am fost foarte activ conferințe, seminare, dezbateri și anul 4 am făcut practica de stat la biroul de avocați de pe lângă Institutul de Reforme Penale și datorită activității mele mi s-a propus să fac stagiere la avocatură și iată așa am hotărât să fac avocatură. Prin ce se face unică experiență de a ca secretar de stat al Ministerului Justiției și vreau să știu ce anume va să Acceptați această poziție? Tot un cumul de circunstanțe. Eu am devenit uh, prima oară secretar de stat în 2019 pentru câteva luni după care am revenit acum în august apropo că a fost chiar ca un fel de deja vu și atunci în 2019 am, am fost numită în august și acum am revenit la 2 ani în 2021 tot în august dar care a fost situația? Ideea e că eu în 2019 aveam deja vreo 12-13 ani de experiență în avocatură și consultanță juridică în cadrul mai multor proiecte și cumva aveam așa un sentiment de dezamăgire totală dacă ne aducem și aminte și contextul social-politic care era fiindcă pentru un dosar aparent simplu trebuie avea foarte, foarte mulți lupți și era, întâmpinam foarte multe rezistențe, inclusiv legat de corupție, interese sau când era vorba de drepturi mai delicate și am înțeles că era o mare problemă în integritatea profesioniștilor în domeniu și știu că era cumva început de primăvară și trecut să mă atunci pe lângă în fața Ministerului Justiției în 2019, la începutul anului și așa m-am oprit în fața Ministerului și mi-am zis, eu aici am să ajung și am să încerc să fac tot posibil să mișc ceva. Și a trecut vreo jumătate de an și acolo am ajuns. Din păcate, deși au fost trei luni foarte, foarte intense, noi am demarat foarte multe proiecte, acțiuni. Atunci, prima oară, s-a discutat despre ideea de valoare extraordinară a judecătorilor, dar, din păcate, guvernul atunci a fost dat șos și eu mi-am dat demisia de onoare, nu am vrut să lucrez în continuare cu următorul guvern. Și, deja în 2021, mi s-a propus să revin iarăși la minister și am zis că este o ocazie perfectă ca să... Duc în continuare ceea ce mi-am mi propus. Și având în vedere că experiența mea de avocat și de consultant în mai multe proiecte mi-a oferit foarte multe prilejuri în care să înțeleg foarte bine care sunt problemele practice. Asta și m-a determinat că acum, deja la nivel de politici în domeniul justiției, eu pot să încerc să îmbunătățesc situația. Când eram avocat pe probleme sistemice, aici să încerc să, la nivel de politici să le îmbunătățesc, ca efectele să coboare în jos. Mulțumesc! Dacă ați avea posibilitatea să vă realizați în alt domeniu, o altă profesie care să vă aducă același nivel de satisfacție, care totuși ar fi ea fie cea de judecător, fie cea de expert consultant în cadrul proiectelor ce ține de sectorul justiției pentru anumite instituții. O bună parte din cariera dumneavoastră ați activat ca avocat. Cum puteți descrie această profesie? În Moldova nu e ușor deloc să fii avocat. În primul rând e o testare continuă a rezistenței tale și psihologice și profesionale. Deci tu trebuie permanent cumva să te adaptezi. Este o testare continuă a principiilor tale și a caracterului tău, fiindcă situațiile pot fi multiple și destul de provocatoare și linia de, de trecere, hai să spunem așa, între integritate și situații de... Că așa ești nevoit să faci într-o situație foarte subsiri în Moldova. Dar este pe de altă parte și o oportunitate foarte bună de a învăța mereu, deci tu ești în continuu activ. Din păcate, asta nu este chiar bine, legislația din ultimii ani și acum la fel. Suferă foarte multe modificări și dacă ești avocat, tu trebuie să fii în pas la, la curent cu toate modificările ca să faci față la pledarea, fie pe cauze civile, fie pe cauze penale sau orice consultanță care o oferi. Dar nu este imposibil dacă asta într-adevăr îți dorești. Ce cazuri v-au impresionat? v-au marcat, v-au mișcat profund ca om, dar și ca profesionist? Eu cred că am și împărțit experiența mea profesională în două. Una când în cea de 7-8 ani în care am activat ca avocat public, și cea în care am fost avocat privat. Pe perioada în care am fost avocat public, au fost multe cazuri în care m-au frapat, să spunem așa, din punct de vedere a problemelor interne și sociale cu care se confruntă oamenii. Cazul 7 aprilie m-a urmărit mult timp, fiindcă am reprezentat câțiva din tinerii care au fost maltratați și cu ei a trebuit să lupt prin instanță de două, trei ori până la judecătorul de instrucție, fiindcă de multe ori procurorii refuzau să pornească urmărie penală. Pe un caz am ajuns și la CEDO. Cazurile cu minori, minori care provin din familii vulnerabile, la fel foarte mult mă marchează, fiindcă de multe ori ei ajung să aibă dosare penale și nu neapărat este problema că au făcut-o cu bună știință, ci problema că au fost determinat de situația grea din familie sau lipsă de educație asupra valorilor principale. Și asta așa e o problemă de responsabilitate și socială. Dacă să vorbim de perioada când am fost avocat deja privat, cauzele în care am reprezentat dosarul de aspără în 2016 și dosarul de versus Moldova 2 în 2021, când numărul sexelor de votare inițial a fost un redus foarte brutal, cazul în care am reprezentat judecătoarele domnica Manole, doamna Ludmila Ouș, cadrul unei doamne stomatolog, o femeie extraordinar de deosebită, dar care a fost mulți ani victima violenței familia și fiicile ei. Am încercat să o ajut maximal posibil, dar aici impedimentele procesuale au fost într de mari. Cumva a fost fiind un reprezentant al organelor de drept. Era o rezistență mare și asta a fost, apropo, și unul din cazurile care în 2019 m-a dus la o stare de dezamăgire totală față de sistemul nostru. Care este diferența și dacă există vreo diferență între a fi avocat public și a activa ca avocat privat. În fond, ca responsabilitate profesională nu este nicio diferență, dar ca responsabilitate morală și socială este un pic diferit, deoarece când activam ca avocat public, în general reprezentam clienții care nu aveau posibilități financiare de a-și angaja un avocat privat și problemelor, în mare majoritate, erau mai mult probleme legate și de sistem, cauzele, sărăcia, lipsa de educație, valori. Și noi, ca avocați publici, am avut fericit cită ocazii să fac parte din generația de avocați publici care am fost pregătiți de uh, experți străini, fundația Soros Moldova, și noi am fost învățați să avem o abordare în ansamblu holistică, adică nu doar să ne rezumăm la rezolvarea problemei judiciare, dar și uh, să încercăm să-l aducem pe o cale mai bună, adică el să apeleze și la un serviciu psihologic, la un serviciu social ca el să aibă și o direcție în continuare. Și în ultimul rând, când eram noi avocați publici, eu când activam, eu activam în special pentru sectorul ciocană și sectorul că aveam o luptă acerbă cu Organul de drept, fiindcă noi încercam să soluționăm uh, cauzele în care reprezentam clienții noștri la etapa urmării penal, să nu permitem dosarul să ajungă în instanță de judecată, de exemplu, prin utilizarea medierii sau deferirea în cadrul unor programe probaționare. Și lucrul ăsta cumva nu era pe, a, pe vremea aceea, nu era chiar uh, înțeles sau, hai să zicem așa, acceptat, fiindcă ideea era că cât mai repede dosarul se ducă în instanță de judecată și să fie mai mulți indicatori. Dar noi încercam să schimbăm paradigma asta, în sensul că să degrivăm instanțele de judecat de prea un număr de cauze, mai ales care erau mai minori, mai puțin grave. Atfel, mai ales că era vorba inițial de o bună parte de clienți care erau minori sau consumatori de droguri care aveau probleme și psihologice, nu era cazul să se treacă prin perioada asta îndelungată și traumă prin instanță de judecat. Ca avocat privat e un pic diferit în sensul că aproape fiecare pas îl coordonam cu clienții și cumva depindeam în final de decizia lor final, iar clienții deja când eram ca avocat privat erau tot cu o pregătire juridică mult mai avansată decât cea când reprezentam clienții din pături mai vulnerabile și dosarele care le-am reprezentat când eram un avocat privat erau de o, hai să spunem așa, importante în sensul că era mai dificil, de exemplu dacă vorbesc de acea victimă a violenței în familie, deci aici luptam, de fapt, cu un reprezentant, tot sistemul de drept, un fost polisist. Dacă vorbim de clienții care au fost judecătoare, deja vorbeam aici cu Consiliul spura Magistraturii sau cu procurorii specializați în domeniul. Da. Dacă vorbim despre dosarul de aici e, e al specific, era specific de aplicarea legislației electorale și a bunelor practici în materie electorală. Deci, cumva și un aspect se zic, zic așa, legat și de politică. Cât este de corect? Adică în ce măsură profesia de avocat te învață să țintești timpul potrivit de a vorbi și timpul potrivit de a tăcea? Asta vine doar cu timpul, nici într-un caz deodată. Clar că asta e foarte important și ideal, ar fi ca un avocat să poată din start să știe ce să spună, cât să spună și când să atacă. Foarte mult depinde și de educație, foarte mult depinde de caracterul omului. Câteodată educația poate să se încurce, fiindcă e cazul să fie mai impertinent sau mai hotărât. Dar câteodată educația, de fapt, poate să fie un sfetnic bun, să simți lucrurile și să nu grebești. Asta este și ceea ce spuneam la început, că avocatura este o testare continuă a propriilor ta, propriului tău caracter. Tu ești într-o autoperfecționare continuă. Eu recunosc că, de multe ori, după multe dosare, mai ales în cele care și le am pierdut, evident, mă consumam psihologic câteva zile, că dacă spuneam așa, dacă nu spuneam asta, sau dacă spuneam, ar fi trebuit să fiu mai convingătoare acolo. Și este așa o frământare psihologică foarte puternic, și încerci să-ți faci o retrospectivă ca data viitoare să nu repii. Cel puțin în ceea ce mă privește, la mine a venit cu timpul ca să-mi dau seama cât să vorbești și cum să vorbești. Dar mai important este să vorbești mai puțin decât prea mult deodată. Cât de importantă este arta de a putea convinge și de a nu te lăsa prea ușor resemnat în profesie de avocat? Arta de a putea convinge este practic esențială, este vitală, dar mai vitală este arta de a nu renunța fiindcă altfel degeaba ești în avocatură. Eu am avut foarte multe îndoieli pe parcursul carierei. Mă gândeam că poate la un moment dat nu sunt eu un avocat bun pentru Republica Moldova, poate ar fi trebuit să fiu mai hotărâtă, mai, mai impertinentă uneori. Dar a fi convingător și a fi perseverent nu înseamnă a fi neapărat impertinent, înseamnă a fi hotărât în ceea ce crezi și ceea ce vrei să faci. Și lucrul ăsta este o mare greșeală când noi renunțăm prea repede și vrem totul de gata. Trebuie să avem totuși răbdare și lucrurile astea se construiesc cu timpul. În viziunea dumneavoastră, în ce măsură serviciul pro bono influențează portretul unui avocat și cât de bine este fundamentată în rândul avocaților din țara noastră? Cât de des avocații apelează de a reprezenta într-un mod neremunerat pe cineva? Eu am făcut multă avocatură pro bono la viața mea și la, ca avocat public și ca avocat privat. Este un component indispensabil, fiindcă avocatura în sine este o profesie nobilă. Trebuie să acorzi asistență juridică persoanei care are nevoie. Eu de multe ori am acordat consultanță gratuită. Deja când vine vorba de reprezentare în instanță, bine cu anumite excepții, puteam să reprezint la fel gratis, mai ales când vedeam că sunt probleme și de sistem în care trebuie de înlăturat anumite practici. Este foarte important și eu am mai ai avut ocazia să o spun în alte rânduri că dacă se ne uităm în statele cu o practică mai avansată în serviciile pro bono, se consideră că avocatura și sistemul de justiție a ajuns la o anumită maturitate și cultură juridică avansată. Și faptul că avocații, inclusiv cei privați, să-și aloce un timp al său și pentru servicii pro bono. Este un lucru foarte frumos, nobil și prin asta, de fapt, contribuie realmente la ridicarea nivelului de cultură juridică, inclusiv la crearea propriei sale reputații, imaginea sa și lumea va rămâne cu o percepție mai corectă, să zic așa, despre avocatură, despre profesia de avocat și despre avocații în sine. De exemplu, în cadrul sistemului de asistență juridică garantat de stat, eu ca avocat acordam asistență juridică calificată, de adică când dosarul în care reprezentam la procuratură instanțe, dar noi acordam și asistență juridică primară. Noi aveam câteva zile pe săptămână cu anumite ore de audiență a persoanelor care aveau nevoie, indiferent cine venea, în care noi oferam un fel de consiliere, unde să se adreseze, ce să facă, probleme diferite. Lucrul ăsta am continuat să-l fac și ulterior și noi ziceam că ulterior, la nivel de Uniunea avocaților sau la nivel de Consiliul Asistență Juridică de Stat, să stimulăm avocații în vederea oferirii și a serviciilor pro bono care sunt punctele slabe ale sistemului nostru de justiție și care ar fi careva practici prin care noi putem eleva calitatea acestea pentru a fortifica sistemul nostru de justiție. Evident, noi avem foarte multe probleme în sistemul de justiție și probleme despre care se vorbește în continuu de atâția ani deja. Au mai fost tentative de reforme și au fost începuturi de reforme destul de bune. Nu putem spune că lucrurile nu s-au îmbunătățit, dar în același timp nu s-au îmbunătățit la așteptările cetățenilor și la principiile când vorbim de o justiție echitabilă și sănătoasă. Evident, corupția, interesele, superficialitatea, interesele pe care sunt în anumite dosare sau interesele persoanelor implicate, mai multe probleme sociale, sunt toate în ansamblu probleme care afectează calitatea actului de justiție. Nu putem omite și volumul mare de dosare, numărul mare de cauze pe care le-au de examinat atât procurorii cât și judecătorii. Și aici trebuie să înțelegem înțelegem că cu cât mai mare e volumul de muncă, cu atât mai greu este pentru un judecător, fie și cel mai profesionist, să intre în toate detaliile și să facă o hotărâre motivată și patrânzătoare în ceea ce privește cauza pe care o are. Sunt multiple probleme și mai ales că totuși vorbim despre o perioadă îndelungată de aproape 30 de ani în care au fost tot felul de scheme, o parcă un un pas înainte, doi pași înapoi, dar credem că lucrurile încet, încet se schimbă. Cert este că este o voință foarte fermă, inclusiv la nivel de conducere, în ceea ce privește îmbunătățirea situației din justiție. Cunoaștem deja că domeniul justiției este unul dintre cele mai corupte sisteme. Cât de mult aș greși dacă aș spune că domeniul justiției este cel mai corupt? Nu spun ca părerea mea personală, dar foarte multă lume consideră acest lucru. Câteodată e suficient un singur caz de corupție să se întâmple sau să fie într-atât de puternic impactul său și lucrul acesta aruncă o umbră totală negativă asupra întregii societăți despre justiție sau despre sistemul de drept că este unul corupt. Este evident deja faptul că avem un nivel înalt de corupție în sistemul de justiție și asta ne vorbesc și sondajele, în ultimele ani asta ne vorbesc și multiplele plângeri, petiții, condamnări, litigi, condamnări inclusiv la CEDO hotărâri diverse arbitrare, însă asta nu înseamnă că noi nu avem și profesioniști integri și onești și tocmai pentru acești profesioniști integri și onești trebuie să facem tot posibil ca să eradicăm această corupție și stare proastă în justiție. Se vorbește de ani în șir despre reforma justiției. Ce presupune ea și la ce etapă suntem? Într-adevăr, se vorbește foarte de mulți ani și a mai fost tentative de reformare a justiției și noi nu putem spune că nu au fost și schimbări pozitive în sistemul justiției. Dar, așa cum spuneam mai devreme, s-au făcut câte un pas înainte și deseori doi înapoi, și multe inițiative foarte bune la un moment dat s-au blocat. La moment, ceea ce pot spune și din perspectiva Ministerului Justiției este că suntem fermi în a spune că reforma justiției a început însă este doar abia, abia începutul și rezistența este destul de mare și avem foarte mult de muncă, mai ales după 30 de ani în care lucrurile cumva atât de tare s-au încălcit. Lucrul este destul de complex, delicat, dar l-am demarat și sperăm că prin acele mecanisme de evaluare extraordinare și mai multe modificări de legislație care vrem să le facem, să instituim un fundament în sfârșit solid curat și pe care să fie construit din nou principiul unei justiții sănătoase. Care sunt problemele acute ale profesiilor juridice și ce soluții putem găsi în acest sens? În gestiunea Ministerului Justiției se află și cei ce țin de profesiile juridice, avocatură, notariat, experți, executorii, administratori în zolvabilitate și traducătorii. Problemele comune la moment pe partea ce ține de profesii juridice ține de securitatea lor socială, cumva tratarea în mod diferențiat pe partea ce ține de asigurare socială medicală. La fel ține și de problemele interne a fiecărei profesii, fiindcă ultimele ani în Profețiile juridice a fost totuși o neclaritate în ceea ce privește strategiile de dezvoltare în domeniul lor. Sunt probleme încă la partea ce ține de admiterea în profesii, criteriile care sunt puse la baza admiterii în profesii de exemplu, în avocatură, se cunoaște faptul că au fost operate mai multe modificări în legislație, astfel încât judecătorii și procurorii să treacă la fel la examen și să nu automat să obțină licența de avocat. La fel, o problemă mult timp discutată a fost pe partea ce ține de examenele care se petrec atât în avocatură, notariat și alte profesii, astfel încât în profesiile respective să treacă într-adevăr persoanele care merită pe principii meritocratice și nu pe alte criterii obscure. O altă Problema este că până acum, după mine, nu a fost o viziune foarte clară pe partea ce ține de o strategie de dezvoltare în consolidarea profesilor juridice, fiindcă, de fapt, prin reprezentanții profesilor juridice, cetățenii obișnuiți au prima impresie despre sistemul de justiție în general. Și este foarte important ca calitatea și integritatea profesioniștilor să fie una, la un nivel minim, cel puțin, astfel încât să se contribuie la o mai bună percepție despre calitatea justiției, dar și la o mai mare eficiență a calității actului de justiție. Care sunt principalele impedimente sau domenii problematice care împiedică cumva accesul liber al cetățenilor Republicii Moldova la justiție? Accesul la justiție este un drept constituțional garantat și de Constituție. Dacă este să vorbim ca mecanism și ca obligație pe care o are fiecare stat, noi nu putem spune că în Republica Moldova nu avem asigurat mecanismul de asigurare pentru fiecare cetățean accesul la justiție. Însă, când vorbim despre accesul la justiție, acesta are mai multe componente. Carențele pe care le avem la zi, pe partea ce ține de accesul la. Justiție ține de eficiența anumitor căi, okay, calitate, operativitate, criteriile de a beneficia, de exemplu ca să vorbim mai concret. Noi avem sistemul de asistență juridică garantat de stat, care oferă posibilitatea persoanelor care nu au mijloace financiare să-și angajeze un avocat privat, în baza documentelor confirmative, le oferă un avocat gratuit de stat. Totuși, aș considera, probabil și asupra acestui lucru lucrez la moment, că accesul la justiție cumva este incorrect tratat, aceste criterii, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități, a căror unicul mijloc de existență este o indemnizație, indemnizație indemnizațiile respective pot fi și mai mari decât minimum de venit pe care ar trebui să-l aibă o persoană atunci când beneficiază de asistență juridică de garantată de stat. Totuși, nu este corect că ea este scutită de acest drept de a beneficia de asistență juridică garantată de stat doar fiindcă indemnizația este mai mare. În cazul în care și-ar cheltui această indemnizație pentru a contracta un avocat, atunci în ce va putea ea să reziste reșind din situația sa particulară. O în altă îngrădire, exemplu de acces la justiție, ar fi că a depus o cerere de chemare judecată și ea nu este examinată în termenul sau este ignorată sau este tratată ca fiind neîntemiată sau, sau în gener nu a fost pusă în examinare și în cazul acesta se te încalcă termenii rezonabili. Legislația în domeniul justiției este într-o continuă perfecționare astfel încât ea să corespundă tuturor criteriilor de îmbunătățire a accesului la justiție ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, ce lecții poate să desprindă Republica Moldova din acest conflict și cum să explicăm copiilor, studenților, dar mai ales celor bătrâni care trăiesc cu principii din trecut într-o vreme actuală. Într-adevăr, cele ce se întâmplă în Ucraina, în vecinătatea noastră, este absolut regretabil și încă șocant că suntem în secolul 21 și suntem într-o situație din prag de război. În primul rând, la situația creată din Ucraina și modalitatea cum s invadată, cum a fost atacate, este o lecție asupra faptului cât de important este ca fiecare din noi să-și exercite dreptul la vot și să-și aleagă conducătorii și să fie foarte atenți la mesajele extremiste ale unor conducători, să fie foarte atenți la libertatea de exprimare, Fiindcă și toleranța anumitor mesaje iată, poate duce la instituirea regimurilor dictatoriale. Lecția pe care să o învățăm, din păcate, Republica Moldova este într-o situație, cred că, și mai defavorabil decât Ucraina, dar evident că trebuie să luăm în calcul riscurile care planează și asupra noastră. Cu copiii trebuie să discutăm într-un mod cât mai liniștit, ca să le explicăm situația care este. Probabil cei mai speriați sunt și cei vârstnici care unii din ei au trecut prin așa ceva și înțeleg ororile. Ceea ce putem face este să ajutăm maximal posibil și aici mă bucur că la nivel de conducere este o bună mobilizare în sensul de oferire de ajutor și pentru refugiați și organizare de ajutoare și de cazare și de servicii. Și noi acum la nivel de minister identificăm lista persoanelor psihologi, traducători, juriști care să poată oferi asistența necesară persoanelor care vin în Republica Moldova tot mai multe și mai multe. Recent a avut loc evaluarea periodică universală, unde, bineînțeles, a participat și Republica Moldova și a primit în jur de aproximativ 200 de recomandări. Asta ce înseamnă? Cum explicăm acest lucru? Și dacă avem domenii restante, unii mai putem recupera câte ceva? Acesta este un exercițiu de evaluare odată la 5 ani. Republica Moldova, ca și multe alte state, doar și-a asumat mai multe angajamente la nivel internațional, pe diverse domenii, care să le transpună în legislație și, respectiv, să îmbunătățească practicile în acest domeniu. Cele 200 de recomandări pe care le-a primit Republica Moldova se referă la diverse domenii, educație, justiție, economie, diverse. Într-adevăr, noi am primit multe recomandări, dar vreau să spun că pe perioada raportării de către Republica Moldova pe diverse segmente. S-a constatat și o îmbunătățire că pe parcursul ultimii 5 ani totuși foarte multe angajamente au fost îndeplinite de Republica Moldova. Restanțele rămânând în continuare, dacă vorbim pe sectorul justiției, supra că pot să dau detalii, ține continuare de domeniul condițiilor de detenție, la care încă avem de lucru, de domeniul reformei anticorupție, de domeniul justiției și nediscriminării. Și aici, cumva, într-adevăr, este adevărat de ce și în planul nostru de acțiune al Guvernului pentru 2022, dar și a strategiei pe sectorul de justiție care a fost recent adoptat pentru următorii patru ani. Aceste obiective, aceste domenii sunt incluse și încercăm să îmbunătățim domeniul condițiilor de detenție, nediscriminare, reformant anticorupție și independența, consolidarea justiției prin diverse acțiuni. Și sperăm că treptatul să reușim să le soluționăm sau cel puțin să le îmbunătățim net superior față de situația de acum. Mulțumesc frumos! Că plăcere. Cu plăcere! Podcastul cu Cristian Gologurski, student la Colegiul Mihai Eminescu din Soroca, în dialog cu secretara de stat Veronica Mihailov-Moraru, poți și să-l citești, nu doar să-l asculti, pe site-ul justițetransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast și YouTube. Te invit să ne urmărești și pe pagina de Facebook, Accesul la Justiție. Te rugăm să ne scrii dacă ți-a plăcut sau nu acest episod și ce alte subiecte sau personaje ai dori să abordăm aici. Acest podcast este realizat în cadrul campaniei naționale pentru justiție sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție în Moldova. Ai ascultat, cu dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ețco, îți mulțumesc că ne asculti. Pe curând!